Nu puține sunt situațiile când părinții nu au cu cine să-și lase copiii sau bunicii nu mai știu încotro să meargă cu cei mici, astfel încât să se pună la adăpost pe timp de vară de razele fierbinți ale soarelui. Biblioteca județeană Buzău le oferă buzoienilor de ani buni o alternativă. Se numește Ludoteca din grădin, un concept pentru cei mici și pentru cei mari în egală măsură. Aici copiii se pot juca în liniște, supravegheați, iar bunicii își pot continua romanele de citit fără prea multe bătăi de cap. În primul rând, copiii vin la ludoteca să se joace. Am ales ca anul acesta, luni și vineri, să nu desfășurăm ateliere. Atelierele se desfășoară marți, miercuri și joi. Marți fiind atelier de art and craft, miercuri de teatru și improvizație, iar joi de muzică și dans. Vreau să spun că copiii până la 7 ani vin însoțiți, fie de bunic, fie de bonă, de părinte. Cei de la 7 la 14 ani vin singure și ei deja știu și drumul, știu și cam ce se petrece la locul de joacă. Ludoteca și-a deschis porțile pentru a 7-a oară. De la un an la altul, din ce în ce mai mulți tineri și-au arătat interesul de a se alătura proiectului în mod voluntar și de a participa la activități recreative împreună cu cei mici. Toată lumea are grijă de copii în moduri diferite, adică unii colegi de-ai mei stau și desenează cu ei, alții construiesc, avem colegi care sunt la poartă și au grijă de intrare. Și fiecare face și câte ceva, nimeni nu stă degeaba. Fiecare are partea lui la care trebuie să contribuie. Îi văd foarte bine, adică niciun copil nu stă singur, avem coordonatorul care are grijă să nu fie niciun copil care se joacă singur sau stă singur sau nu se distrează, este supărat. Venim aici, colorăm, stăm cu copii, ne jucăm jocuri afară, interactive, o să avem ateliere în câteva zile, muzică și dans, art craft, de toate. Cum se fac copiii? Sunt cuminți și se distrează între ei. Cei mai câștigați sunt copiii și bunicii. Mă joc aici, îmi place. Și se năzuie Elsa, coloreze Elsa. După aceea, nu știu, poate mă duc și mi-aleg alt joc să lipesc. Poate mai fac și eu ceva. Nu stau doar să colorez. Ia spune, ce ai făcut astăzi? Am jucat. Am colorat. Am colorat. Da, și am făcut un castel. Un castel. Am venit cu nepoțelul de la 6 ani, de la vârsta de 2 ani, 6 ani are de când vine aici. Și acum am venit și cu nepoțica, e bine. Au activitate, sunt... E răcoare, au jucării. Stăm și noi mai liniștiți până la 12. Ei acum nu mai au unde să meargă, că e cald. Aici e bine, continuă activitățile de la... grădiniță. Ludoteca va fi deschisă pentru cei mici până la data de 1 septembrie.